Este de fapt situația dumneavoastră? Bună ziua! Ieri am aflat că domnul senator Virgil Chistac este suspect de coronavirus, drept pentru care m-am autoizolat la domiciliu. În această dimineață, când am aflat că dânsul chiar a contactat boala, am luat decizia să sun la DSP. Specialiștii de la DSP au plecat acum un sfert de oră de la mine de acasă, mi-au luat probe. Bănesc că nici nu au apucat să ajungă la laborator cu ele. Aștept rezultatul, dar durează câteva ore până când aflăm rezultatul acestor teste. Domnule Huțu, că deci în momentul de față, dumneavoastră ați cerut acest test, testul nu a fost finalizat, informațiile noastre spuneau că de fapt între timp ați fost confirmat, sper să nu se confirme acest scenariu. Nu, vă rog, este mult. Cazul, credeți-mă. Lămuriți-mă, ce simptome ați avut? Absolut niciunul, mă simt bine, sunt în formă, totul este în regulă. Motivul pentru care m-am autoizolat la domiciliu ține de faptul că ieri când mă pregăteam să mă duc la muncă, am aflat de pe știri, de pe site-uri, că domnul Virgil Chistac este suspect de coronavirus. Atunci am luat decizia să mă sui în mașină și să plec direct acasă. M-am autoizolat acasă. Am așteptat rezultatul testului domnului Virgil Chistac. În clipa în care testul a ieșit pozitiv, am anunțat DSP-ul. DSP-ul, repet, a plecat de la mine de acasă acum un sfert de oră, maxim 20 de minute. Nu cred că au apucat să ajungă în Constanța și nu cred că au apucat să depună probele la laborator și oricum rezultatul testului durează câteva ore. N-am niciun simptom, mă simt bine. Asta nu înseamnă că testul va ieși negativ sau pozitiv. N-am de unde să știu, ținând cont că acum o săptămână m-am întâlnit cu domnul Virgil Chistac în 2-3 situații. Aștept acest rezultat și eu și familia mea, precum și colegii mei. Sper că testul să fie unul negativ și să nu fie probleme. În clipa în care aflu rezultatul testului, mi-anunț pe toți cei cu care am intrat în contact, inclusiv presa. Aceasta este atitudinea de care ar fi trebuit să dea dovadă și domnul Chistac în momentul în care a fost informat încă din data de 6 martie. Pentru că v-ați întâlnit cu dânsul, pentru că ați comunicat în această perioadă, v-a spus vreun moment faptul că unul dintre cei cu care a intrat în contact la acea ședință NATO a fost testat pozitiv și poate ar trebui și dânsul să facă același lucru? Nu am această informație. Ar fi bine să stați de vorbă cu dânsul pe acest subiect. Sigur, ar fi minunat dacă dânsul ar și răspunde la telefon. Colegii mei păi au da, încercat. Da, e destul de greu să răspundă ținând cont că este la spital. Da. Bun, o ultimă întrebare. Cât de mult ați petrecut timp cu domnul Chistac în această perioadă? Înțeleg că în weekend a fost o întâlnire la Constanța la care a luat parte și Ludovic Orban. Ne puteți confirma această informație? Nu. Cu domnul adică Chistac n-a existat sau nu puteți să vorbiți despre asta? Nu. Cu domnul Chistac m-am întâlnit săptămâna trecută în două situații în care am stat la aceeași masă și am stat de vorbă diferite aspecte politice, da? Și de campanie electorală. Iar ulterior m-am revăzut cu dânsul la București. Deci nu am avut o întâlnire la Constanța la care să fie participat domnul Chistac și domnul Ludovic Orban. Mulțumesc mult, domnule Huțuca, și multă sănătate. Să sperăm că testul dumneavoastră, în momentul în care va fi finalizat, va fi unul negativ.